situație mai specială în care s-a aflat domnul președinte, el mi-a spus că este supus unor presiuni foarte puternice din mediul politic și nu numai din mediul politic, de a desemna candidatura domnului Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Presiuni care vin în special din cât n-ar fi de straniu de la colegii lui din sistemul judecătoresc. Că asta ar fi o soluție, că asta ar fi o continuitate și așa mai departe. Și arăși vreau să vă spun, poate că divulg o discuție privată, domnul președinte mi-a spus că el nu vrea să fie blestemat de către popor și nu va propune niciodată candidatura domnului Plahotniuc la prim-ministru.